sub o formă sau alta, viața aceasta e întotdeauna despre plată și răsplată. Și dacă tu crezi că poți amâna plata, da, nota de plată pentru comportamentul tău, pentru aventurile tale, pentru boema cu care încă flirtezi, s-ar putea să te înșeli. Cel puțin asta este vechea înțelepciune, aș spune, stoică pe de o parte și creștină pe de altă parte, care ne avertizează asupra riscurilor, să spunem, unei vieți lipsite de repere. Vă întoarceți cu multă atenție către lumea ideilor platoniciene. Păi Platon este un maestru pentru noi toți. Cineva a spus și nu a greșit, cred că Whitehead spunea, că toată filozofia europeană este o notă de subsol sau o sumă de note de subsol la gândirea lui Platon. Platon este cel care pleacă de la experiența aceasta tragică a pierderii maestrului. Noi toți avem nevoie de un maestru, noi toți avem nevoie de un inițiator. Noi toți căutăm până la urmă un mentor, un dascăl, poate nu-l găsim. Și atunci dacă nu-l găsim în viața reală, îl găsim undeva departe, pe un raft. Și chiar în drum spre dumneavoastră, rememoram discuțiile care se purtau în anii 90, poate țineți minte, la serata muzicală a lui Iosif Sava. Apăreau aceste personalități pe care le admiram cu toții, oameni de cultură, artiști, nu numai filozofi, ci și uneori oameni politici. Și pentru mine, întrucât nu am avut acces, fiind născut la Făgăraș și crescut la Arad, nu am avut acces la, să spunem, oferta bucureșteană, pentru mine aceste emisiuni au reprezentat, repet, o inițiere în această artă a discipolatului. E bine, repet, Platon este cel din tâi între gânditorii Europei care a simțit această dramă a despărțirii brutale, violente de maestru, maestru care a fost condamnat de orașul pe care Platon l-a slujit cu atâta devotament, Atena, cetatea înțelepciunii. În clipa în care Platon trăiește această tragedie, până la urmă, să-și vadă maestrul condamnat la moarte, care sfârșește prin a bea acea cucută, el scrie Republica. Și scrie Republica ca un soi de manifest spiritual care impune un alt mod de a trăi în cetate, în lume, plecând de la primatul sufletului asupra trupului. Și cred că pentru noi toți, cel puțin o poveste din Republica, cea care ține de alegoria peșterii, rămâne relevantă. Este povestea despre acei oameni care stăteau în penumbră, care stăteau într-o cavernă, care erau luminați din spate, aveau luminile care proiectau niște umbre pe un perete și care, stând ani de zile în această obscuritate, credeau că aceste lumini sau penumbre mișcătoare sunt tot ceea ce există. Și așa este. Dacă m-ați închide și pe mine fără lumini și doar cu o lumânare eventual stinsă în această încăpere, după 3-4-5 ore de experiența întunericului, aș hotărâ probabil că acesta este unicul meu mod de a fi. E bine, experiența cunoașterii, experiența educației, experiența filozofiei, care e experiența inițiatică de tip platonic, cum spuneați, este experiența trecerii noastre din tărâmul acesta al penumbrelor mișcătoare către spațiul de claritate, însă dureroasă claritate și întâlnire sau chiar revelare a unului transcendent, manifestat în povestea lui Platon sub forma aceasta a discului solar, a soarelui, care este atotputernic și care este nemilos în modul de proiectare a căldurii și a luminii deopotrivă.